Fetili, tutili, m-ați supărat. Ați vorbit normal. Fetili, tutelor. M-ați supărat. Nu vă mai băg în seamă. Deci, gata. Acum toate fostele mele cunoștințe. Sunt la domeniul trecut. Gata, m-ați supărat. Ce faceți voi figuri așa pe virginici? Ce faceți figuri așa de virginici, dar amici? Las că mâncați voi pula. Fetili, pentru fetili. Las că-mi găsesc eu o gagică mișto. Da? Da, care vreau eu. Încă mi-a spus pula, nu face mine, mie nimeni vrăjeală, că nu sunt handicapat de cap. Cu nimeni. Și nu puteți voi să vă vrăgiți pe, cu mine când vreți voi. Când vreau eu, da? Că eu sunt bărbatul. O femeie. Cum mă vedeți voi. Când vrea pula mea. Știi prin ce demonstrez? Că nu m-am futut de 7 luni. Și mă doare în pula. Și n-am agățat nicio găcică. Nu mi-am dat nicio întâlnire. N-am cerut niciun număr de telefon. Dacă am întrebat-o pe una cum o cheamă, atât. S-a oprit. Vrăjeala m-a încolo, nu. Doar atât. N-am întrebat nici de număr de telefon. Ce frică de refuză? Mă, frică de pulă, nu? Sau de piste. Nu mi-e frică de nimic. Da? S-a înțeles? Sunt nebun. Nu mi-e frică de nimic. Dacă nu mi-e frică mie de moarte și am mai cunoscut o singură persoană. Voi, vă e frică de vă căcați pe voi. Jeguați-li drecu. Am mai cunoscut o persoană care nu era frică de moarte. Era Mihaela. Voi sunteți niște curve! Urâte, pișate și căcate la cură!